La numai 20 de ani, o picturiță din satul Struzovca, raionul Glodeni, petrece ore în șir pe schelele bisericilor în construcție, realizând picturi murale. Ea și cele două surori ale ei au moștenit talentul de la tatăl lor, care este preot. Dinică tot mă duceam câte o săptămână cu tătic la lucru, așa, în vacanța de vară, dar începând deja de 2 ani, de când am terminat colegiul de arte plastice Alexandru Plămădeală de la Chișinău, tot lucrez cu tăticul pe schelă. Am făcut biserică de la Mănăstirea Sfânta Treime de la Glinjeni și am trecut aici. Biserica din Hârtop, raionul Florești, este al doilea lăcaș sfânt în care lucrează tânăra. Ea spune că cel mai dificil a fost să picteze bolta bisericii la o înălțime de 20 de metri. Acum lucrez la ornament. Ornamentul se începe cu un desen pe foaie, simplu, se încadrează în dimensiunile care ne sunt date pe perete, se alege ritmul, se alege tematica. Acesta, spre exemplu, este un ornament floral. Sunt reprezentate spice și cu poamă. Ele simbolizează pâinea și vinul. Maria face ornamentele, iar tatăl ei pictează chipurile. Părintele Boris a adus lumina din ochii sfinților în peste 20 de biserici. A început să deseneze încă în copilărie și este printre cei mai solicitați pictori de biserici din Moldova. Unii se laudă că au 50 de biserici acolo și... Nu e adevărat, nu poți să faci atâta lucru. Ies o biserică la 2 ani și e normal, fiindcă presupune și încă și o calitate, nu pur și simplu cantitate. Când ne-am repezit și am făcut, nu e de vopsit gardul aici, e lucru migălos și cu suflet. Pictatul lăcașelor de cult cere multă îndemânare, răbdare și smerenie, susțin și surorile Mariei, Ana și Elena. Prima lucrarea noastră care am lucrat noi trei surori era la Mănăstirea Hrăbăvăț 5 ani în urmă. De la bun început greu, cu lăcrimi chiar, erau momente când nu se primea lucrul ăsta, nemulțumit permanent că uite, trebuie să fie cel mai bine și vezi cam cum ar trebui să fie, dar nu-i dată mâna. Nu poți face, trebuie multă practică. Parohul bisericii din Hârtop cu hramul Nașterea Maicii Domnului spune că e impresionat de îndemânarea pictorilor. Lucrările vor dura până în toamnă și vor fi reluate în primăvară, odată cu temperaturile prielnice. Numele părintului Boris Jătare în lumea pictorilor este arhicunoscut și pentru noi a fost o bucurie dublă, pentru că biserica noastră va fi pictată, unul la mână și doi la mână, pentru că ea va fi pictată de un preot. Astăzi, când tehnologiile permit aproape orice, bisericile sunt pictate cu aceeași migală ca pe vremea lui Michelangelo și Leonardo da Vinci, pentru că la Dumnezeu se ajunge cu răbdare și osârdie, iar arta, se știe, e truda cea mai aleasă prin care omul se apropie de creator.